Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Doamna Lucica, bună ziua! Noi venim de la compania Surprize de Vis și această frumoasă surpriză este pentru dumneavoastră cu ocazia zilei de naștere, așa o orhidee frumoasă, acest coș cu multe daruri, la fel pentru dumneavoastră. Pentru Oxana avem aici un ursuleț și acest tort aniversar, la fel, este pentru dumneavoastră. Vreau să vă întreb cum credeți din partea cui este surpriza? Măi, Tale. Sora mea. Să știți că avem pentru dumneavoastră și o felicitare. Scumpa noastră surioară și mătușică, azi, în această zi de primăvară, cu flori gingașe și mirositoare, ai împlinit vârsta frumoasă de 46 de ani. Noi îți dorim ca sănătatea să nu te părăsească niciodată, zâmbetul să te urmeze zi de zi, zilele, anii să fie plini numai de voie bună și succese pe viitor. Noi te iubim mult și îți dorim tot binele din lume. Chiar dacă nu putem fi acolo, suntem alături de tine cu tot sufletul și gândurile noastre și dorim ca acest nou an din viața ta să-ți aducă doar bucurii, să te scutească de griji și tristețe. Să ne fii sănătoasă și un mare la mulți ani! Cu drag din partea lui Victor, Victoria, Natalia, Oxana, Tudor, Jana, Maria, Victorița, Mateo, Emanuela și altor rude. Și mai avem un buchet de flori pentru dumneavoastră, transmis din partea mamei. Lăsați-mi, Oxana. Mulțumesc foarte frumos. Le doresc și lor multă, multă sănătate, să fie acasă cu bine și să fim alături. Și să aibă și ei bucurie de la copii și să fie sănătoși, principal. Mulțumesc foarte mult! Vreau să spun că vă așteptăm cu drag acasă. Aveți grijă de voi și nu ne-am așteptat la așa să puteți. Vă mulțumim foarte mult! Vedem împreună.